extraordinară pentru astăzi, 24 august 2023. Supunem la... Dăm cuvântul domnului primar pentru a citi ordinea de zi, nu? Da. Doamnelor și domnilor consilieri, dați-mi voie să vă prezint dispoziția numărul 121 din 21.08.2023 privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local al Comunei Buzăneni de Zăbrafeu în data de 24 august 2023, orele 16, la sediul primăriei Comunei Buzănești, în sala de Consiliu, având următorul proiect al ordinii de zi. Punctul numărul 1, proiect de hotărâre pentru aprobarea constituirea unui drept de uz și de servitude de către SCD Elgaz DSA Grită Comunești asupra suprafeței de 1015 metri pătrați, parte din domeniul public al comunei, situată în satul Caracol, Comuna Bârsănești, județul Bacău, pentru realizarea obiectivului de investiții alimentare cu energie electrică a mănăstirii Nașterea Maicii Domnului din satul Caracol, Comuna Bârsănești, județul Bacău. Punctul numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Bârsănești Bacău pentru anul 2023. Punctul numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării anexelor 1 și 2 al hotărârii Consiliului Local numărul 19 din 14.03.2023 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economice reactualizați și a devizului general reactualizat pentru obiectivul de investiții modernizare prin asfaltare drumul Comuna Bârsănești, județul Bacău, aprobat prin finanțare prin Programul Național de Investiții Anghia Salini, precum și asumere prezentând categorii de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Punctul numărul 4 diverse. Articolul 2. Prevederile prezente dispoziții vor fi aduse la îndeplinire de către Secretarul General al Comunei și vor fi aduse la Consiliul Public prin afișare. Supunem la vot ordinea de zi. Propus ordinea de zi cu proiectul adus de domnul primar Ciprian. O să dau cuvântul dânsului să ne citească proiectul pe ordinea de zi. Două secunde. Și să ne explice despre ce este vorba. Bineînțeles că intră prioritară discuția despre proiect. Da. Supunem la vot procesul de vedere. Da, mai e legerea președintelui pentru urmă viitoare. Nu, asta. Și asta, la urmă, un da. Așa este, de a treia ședință. Deci, aveți observații cu privire la conținutul procesului verbal din 28 iunie? Nu. Bun. Supunem la cine este? Cine este? Discuții nu sunt împotrivă. Să te invităm pe domnul primar Elie Ciprian să ne facem din astfel situații. Domnul primar, doamna secretar, domnul consilier, doamna consilier, mă gândeam că deja e suplimentată la de zi, dar asta cu siguranță se va realiza. Dacă nu ați studiat dumneavoastră documentația, pot să vă prezint un termen poate un pic mai scurt și poate și prințeți dumneavoastră. După cum știți, Comuna Helegiu este partea unui proiect eligibil de înființare sistem distribuției gaz în Comuna Helegiu. Helegiu, o comună cu 4 sate, din care unul dintre ele, Brătila, se află la o distanță mai mare de centrul comunei, pentru a duce conducta principală, transportul de gaz în satul Brătila, e nevoie de un acord al dumneavoastră, al Consiliului Local, pentru ca acea conductă să traverseze din partea de est spre vest, comuna dumneavoastră, de o parte și de alta, de fapt, mai pe o singură parte a drumului național de DN11. Noi am elaborat împreună cu doamna secretar un proiect de hotărâre sau un proiect de hotărâre pe care, cu siguranță, astăzi o discutăm. Dacă aveți întrebări, pot să vă și răspund. Acea conductă va fi dimensionată ca toate gospodăriile de pe raza DN11 să fie branșate la acea conductă. Nu înseamnă că se va înțepa direct în magistrală, cu bugetul UAT-ul Bârsănești se va trage o conductă paralelă care va aduce gaz pentru fiecare gospodărie aflată și de o parte cealaltă DN11, de la intrarea de la spre Helegiu până aici spre Brătila. Doar pe partea aceea de DN11. Nu vorbim de accesul paracentru, pentru că deja cred că nu duce SRM-ul. Dar eu sunt convins că și Bățăriu ceva obține un proiect de acest gen, știu că au depus împreună cu noi. Am înțeles că criteriul a fost număr de populație mai scăzut decât la Comunii Helegiu, numărul satelor, nu știu exact. Cu siguranță o să aveți și dumneavoastră. Dacă nu, cred că e foarte important să treacă conducta pe acolo, poate se vor găsi soluții cu o stație mai mare, mai performantă, nu știu, să se lege, să se trimită și în restul satelor. Să știți că nici eu nu m-am luat cu apă rece, pentru că e un proiect destul de greu, un proiect care se va derula pe o perioadă destul de îndelungată, nu
înseamnă că chilegenii vor avea gaz săptămâna care vine, nici de cum, poate va dura un an, 2, 3, 5, nu știu câți ani va dura. Clar, noi încercăm să ne facem treaba, de-aia am și încercat să forțăm într-un fel sau altul lucrurile, pentru că demersurile pe care le-am făcut în anii din urmă legate de înființarea sistemului de gaz, trebuie să acum din nou modificați, pentru că bănuții acordați și eligibili nu sunt suficienți pentru a ajunge în toată comuna, ci doar până la intrarea în fiecare sat, sau, eu știu, până la 3-400 de metri. Pentru noi este foarte important să nu gazul în DLN sau în Drăguțești sau în Plătirea, și apoi poate vom găsi soluții pe buget propriu, pe alte surse de finanțare, să reușim să facem emisiunea de rețea. E vorba de 2 milioane jumătate de euro, 12 milioane de lei, sunt banii pe care noi i-au fost alocați prin programul Angel Salini. Din discuțiile cu proiectantul, pentru că am ținut destul de mult la lucrul acesta, puteam să vin în fața dumneavoastră și să vă spun că va trece conducta și cu siguranță am acceptat și așa. Până la urmă, mi-a bucurit pe acestui deasupra, e prin pământ și nu deranjează pe nimeni. Dar am ținut neapărat ca acea conductă să fie dimensionată conform standardelor și conform calculelor făcute de ei, ca acele case care sunt de o parte și de alta de neuri să poată fi branșate la conducta respectivă, bineînțeles, printr-o altă conductă de alimentare, nu se poate un transport care va fi de 2-3-4-3. Clar. Despre asta e vorba. Rugămintea mea este dacă am reușit într-un fel sau altul, ca în termen cât mai scurt, să dați și hotărâre. Dacă vreți să o analizați astăzi, știu, poate mâine, poimine, într-o ședință ordinară sau extraordinară, sau din dată, nu știu, mai departe aici procedura, pentru că depinde foarte mult începerea SF-ului de către proiectant. Legea pe gaze e schimbată și ne avantajează foarte mult lucrul ăsta. Se obține autorizația de construire doar în baza certificatului de urbanism și fără proiectare. Tot ce înseamnă proiectare se poate face pe perioada execuției. Important este să găsești un concesionar. Dacă noi am avut, ca și dumneavoastră, anul trecut, am încercat să aducem un concesionar la LNG-ul, dar pentru că nu aveam bănuți să facem investiția, n-a venit nimeni. Pentru că astăzi sunt bănuți și reușim să ducem o investiție, atât că se poate începe. Pentru mine e foarte important să văd montată stația CSRM-ul pe în fața stânii acolo, pentru DJ-ul acela nou care va fi asfaltat. Și de acolo să plec cu magistrală în toate satele, măcar până unde putea ajunge cu banii pe care ia. Cred că e un lucru foarte important. E un pas în plus, nu știu dacă... Eu le-am spus și la vei și le spun și acum ședința care o să am pe 30, că nu înseamnă că mâini cotigate de legiu și gata, până în centrale, schimbăm centralele pe lemn. Să sperăm că lucrurile vor intra pe un fundaj normal și că vor fi bani și că vom reuși cu toții să ducem la capăt, să modernizăm țărișoara asta noastră. Așa, băcutul de... griji din nevoie. Dacă vreți dumneavoastră întrebări la care ți pot să vă răspund eu, pentru că nu vreau să vă închidea. Da, domnule. Eu aș fi de acord, nu am întrebat. Câte familii ar fi în spate așa? Câte familii? Deci se avantajează, nu se avantajează. După aia, dacă 9.000 plus 5.000 locuitori, după aia este mai ca o țelegeștere. Deci transportul, nu cred că asta a fost criteriu. Dacă mă întrebați, nu vrea să vă spun. Eu le-am spus. Sunt comune una mea, dar dumneavoastră care obțin finanțare. Exact. A fost o chestie acolo de împărțită. Bine era dacă se putea acumula și să fie și să nu fie la timpul pe cine rău. Dar toate femeile care au avut ADI nu s-au dat. Acum știți și noi, podurile și cu scorțenii, strugare, partea aia nu le s-au dat. De exemplu, dacă mă întrebați pe mine, e o anomalie și nu vreau să deranjez colegul de la Berzunț, care e nici prieten, mai trebuie de-a Părsănești decât Berzunțului. Berzunțul are aceeași sumă care avem și noi la Chilegiu, iar Dăluț pe care i-a primit nu poate decât să-și ducă un magistral de la Bălânea asta, pentru că acolo va fi distribuit, acolo e magistrala la Transgazului. Nu știu, nici măcar nu cred că ajunge cu Iansa, dacă mă întrebați pe mine. Pentru că trebuie să treacă Prăjoaia, Scărigă, până ajunge la Moreni sau... Nu cred că va ajunge așa tot. Poate să fie un început. De când pe Hilegiu cu Bărstănești, trebuia o legată împreună și pornită la... Dar poate în vizită, poate în toamnă, poate în primăvară, cu siguranță va intra și Bărstănești. Eu nu sunt de acord. Nu am beneficiat niște cetățeni de noștri. Asta nu se pune la momentul proiectului de ordine de zi a situației, pentru că este o chestie sensibilă pentru noi. Normal că ne-ar fi dorit și noi, ca și dumneavoastră, să avem acea finanțare pe care dumneavoastră o aveți, pentru că și proiectul nostru va fi de important ca toate celelalte proiecte, dar vreau să vă spun că doar ăla proiectul nostru se ducea la o sumă undeva la 37 de milioane de inteligență. Noi am primit toate condiții de legitimitate până la urmă, dacă e să stăm să discutăm, singura condiție pe care am definit-o a fost cea a situației demografice, însemnând că noi ne-am situat undeva la sub 5.000 de locuitori, așa cum
prevăzut criteriul de bază al desemnitarea programului acel s-a venit, dar am îndeplinat condiții de legibilitate privind inteligentul, prin amenajamentele, o chestie care s-a a fost impusă prin program și care acum s-a revenit prin ordine, prin ordonanța dată și mi s-a tăiat treaba. Nu este chiar regulă ce s-a întâmplat, dar în fine, este o chestie care ne doare pentru că nu avem gaz pe toată luna. Este sensibil să treci acolo și să cineva să spună că uite, poți să planșezi oamenii tăi și să nu le asigure un amenajament pentru celălalt. Este o chestie care este benefică pentru cei de acolo, dar care poate să ne coste pe noi interior. Și aici este problema de discutat și nu dacă nu le convine sau nu, pentru că da, oamenii care sunt acolo sunt mulțumiți că trece lucrurile să planșează. Dar nu trebuie să gândim la întregul teritorial comunei, pentru că este vorba despre toate rețeaua pe care noi avem în discuție, o rețeaua care înseamnă 400 de kilometri și 2000 ceva de planșamente pe care noi aveam prevăzute prin sistemul nostru, și care, așa cum știm, nu a putut deocamdată. Noi avem discuții și reușim să prindem finanțare și noi, o mică parte, am venit ca și dumneavoastră domnul primar, să obținem acea finanțare parțială, dar care, după ordonanța nouă, spune că trebuie să modifici toate documentele în forma finanțării obținute. Dar legea datului 123 spune că atunci când concesionarul se va apuca de treabă, are obligația că atunci când trece să asigure amenajamentul și acelor prin locuri pe unde trece, dar ne fiind și concesionarul nostru, poate ulterior, dacă și noi vom obține finanțare, să ajungem la același concesionar și atunci șansa noastră de amenajare să crească. Dar până atunci stăm și ghițim un sec și noi stăm cu vecinii noștri merg și noi stăm pe loc. Dar noi suntem din ea noastră, pentru toate documentele noastre au fost la fel de regulă care tuturor celorlalți. Da, nu am zis că e bine, nu am zis că e bine, dar situația pentru noi este una, trebuie să fiți de acord cu mine, una foarte sensibilă. Pentru că dacă zicem, da, este în regulă, dacă zicem nu, este în regulă. Nu poți să fiți de acord cu dumneavoastră, dacă îmi permiteți, pentru că nu are nicio treabă branșamentele cetățenilor din zona respectivă cu ceea ce vă solicit eu astăzi. Dacă citeați mai atent hotărârea, eu acolo vorbesc doar de aprobarea ca eu să pot traversa cu mâna dumneavoastră. Aici este indiscutată de chestia. Continuarea de branșament, oamenii de acolo, stă în mâna dumneavoastră. Cu mâna concesionarului dumneavoastră. Că nu. Branșamentul. Nu, cu dumneavoastră sunteți cel care va trebui să suportați cheltuielile pentru rețeaua respectivă. Dacă nu o să aveți bani în buget, nu o să accesați un genul ăsta, nu o să puteți să-i branșa. În condițiile conducției noastre? Nu. În condiții conducției noastre să suportăm costurile, dar în condiții conducției dumneavoastră nu suportăm costurile. Da. Conducta mea este doar o condută transversală care poate trece o parte în alta și doar asigură transportul către Brătila, iar conform proiectului și ASF-ului pe care noi o să le elaborăm imediat, o să aveți voie doar în două puncte să vă înțepați. Adică o să vă înțepați o jurnă la jumătatea traseului de la Universitatea de Sălegiu și îmi pare cealaltă. Dar vreau să zici o conductă pe un proiect, bineînțeles, construit, se arată o aprobare, dar de mult trece, prin care să vă dea voie să-i branșați pe acei oameni. De asta spun că nu vă încurcă în eventualitatea în care dumneavoastră vă duceți către o altă sursă de finanțare, un porc, o imb, bani prin salin sau altă sursă de finanțare, nu ar vedea de ce va încurca branșamentul sau nebranșamentul acelor 50 de persoane, de 50 de familii de acolo. Dacă mă întrebați pe mine, ținând cont de costul de branșament care vor fi scoate de către beneficiar, nu cred că vor mai mult de 5 branșați acolo. Pentru că eu am luat cursul la mine în comun, adică nu cred că voi avea într-o primă etapă branșament în comun, mai mult de 100 de branșamente. Din ce cauți? Pentru că un branșament astăzi, astăzi o să trebuie peste 10.000 de lei. Nu știu câți oameni își permit astăzi, mai ales ținând cont că foarte mulți dintre ei au surse de lăbură pe centrale de lemn, mulțove sau așa câte. Nu știu mai e sprijinul și, cum să spun, ajutorul nostru e că astăzi în comuna Ilegiu sunt câțiva agenți economici care sunt pe traseul acestei conducte de gaz, inclusiv școli, iar pentru noi este foarte important, pentru că mi-asigură căldura la școală, la primărie, care se suprapune cu treaba asta. Avem restaurant, cor de nunți, fabrică de termopane, fabrică de mobilă, fabrica de pâine, care toate sunt unite și sunt prinse în planul managerial și în proiectul pe care noi l-am depus către... Adică noi aveam și varianta nici să nu venim la dumneavoastră și să trecem această conductă pe teritoriul comunei Ilegiu. Știți foarte bine că în spatele caselor de la șosea este teritoriul comunei Ilegiu. Dar aveam nevoie de 50 de acorduri. Trebuie să domeniu public. Nu, aveam nevoie de 50 de acorduri la 50 de proprietari care îmi dădea acordul sau nu îmi dădea acordul. Nu știu, înseamnă toți. Asta pentru mine însemna timp pierdut, perioadă lungă, mă ies la notarea pentru câte ori, iar cel mai la îndemână, și nu mi se pare absolut deloc neregulă să primiți un aproape la dumneavoastră, să treacă o conductă și chiar dacă nu se le are nimeni, până la urmă, o conductă care se îngroapă în pământ.
promotor primit pentru transferul, pentru transferul, pentru transferul. Nu este niciun problem pentru asta, pentru că inclusiv legea 423 spune clar lucrul ăsta și noi, că vrem, când vrem, trebuie să acordăm acest drept de tranzit pe teritoriul comunei noastre, pentru că vreau să ajungem într-o calitatea pe care vreți să o alimentați. Asta nu se pune problema că nu vă trebuie de la noi acordul ăsta. Eu mă referam strict la situația branșamentelor care vor fi realizate din conducta respectivă pentru oamenii care sunt cetățeni ai comunei Bârsănești. Pentru că dacă ar fi să facem noi un proiect modificat, adică să facem un studiu de fizabilitate pentru zona respectivă, pentru noi, sincer, nu ar fi foarte convenabil. Pentru că eu îmi doresc ca să tranșez toată comuna și nu doar 30 de localități, cum s-ar întâmpla, 30 de locuințe, așa cum s-ar întâmpla în cazul ăsta. Deci așa cum ne-ați dorit să vă bașați și să aveți toată comuna bașată, așa ce noi ne dorim același lucru. Și atunci, în condițiile în care, dar noi din discuția pe care am avut-o cu doamna la consultanță, am înțeles că Brașovia se face, fără ca noi să facem un proiect atașat proiectul dumneavoastră, adică, practic, noi ar trebui să facem în condițiile în care facem Brașovia din contul dumneavoastră, un fel de ADI în care noi să venim cu propriul nostru proiect, care să se conecteze cu proiectul dumneavoastră, pentru ca noi să facem chestia asta. Exact. Lucru care pentru noi nu prea ar fi benefic, din punctul meu de vedere. De-aia am solicitat o discuție anterioară, pentru că noi să analizăm foarte bine situația și să vedem care este situația convenabilă și pentru noi, ca și pentru dumneavoastră. Eu n-am venit împotriva. Ba din contră, dumneavoastră, oferta dumneavoastră este una chiar foarte bună și rezonabilă și benefică pentru oamenii care vor beneficia de ea, în contextul ăsta. Este un mare adevăr. Dar trebuie să vedem în ansamblu, pentru că noi ținem în vedere ca și dumneavoastră, comunitatea în ansamblu ei și nu doar porțiuni sau fracțiuni din ea. Iar să știți că situația este și la GNG-ul și nu în aceeași situație sensibilă ca și dumneavoastră, pentru că ținând cont de finanțarea care este foarte mică, acum vedeți că îmi spune 12 milioane de lei, se pare că e foarte mult, nu vorbim de 2 milioane. Nu, este foarte puțin. Din care doar SRM-ul, acea stație de... Costă jumate. Costă vreo 750 de... Este peste 500.000 de euro, SRM-ul. Și am luat-o pe cea mai mare, tocmai gândindu-mă că comuna mea este o comună întinsă, o comună cu 60 km, se ajunge peste tot cu traseul. Practic, începutul lucrării de la Hilegiu de alimentare cu gaz e un început la o scară de, nu știu, de 15% să spun. Eu nu voi ajunge cu gazul în întreaga comună. Situația asta nu voi avea și eu. Eu voi ajunge doar, eu știu, la Brătila. Deci, am avut la discuția, pentru că am văzut 3 săptămâni de când lucrăm lucrul ăsta, de când am fost înștiințați că vom, suntem elegini pe proiect. Am luat la un moment dat, în calcul, inclusiv eliminarea rătirii, ca și așa de lumea întreabă cu Mărțăriști, întreabă cu nimenea, banii care avem, duce până într-un capăt și la domnul și la DN. Și ne ajungea clar finanțarea, să ajung și pe partea cu celălaltă. Ce am spus? Domnul, dacă eu elimin rătirea din ecuația asta, niciodată rătirea nu va mai putea să se branșeze la gaz. Ani mulți, au trecut 30 de ani din când în zonă, acum e o oportunitate pe care vreau, nu vreau să o elimin. Din ce cauză? Mărțăriștiul va avea. Mai devreme sau mai târziu. Nu înseamnă că s-ar putea să avem mai repede decât noi. Poate intră pe finanțare în plan și să mișcă mai repede o concesionar și să facă asta. N-am vrut să știu lucrul ăsta eu. Nici nu-i treaba mea. Dar dacă eu nu duceam gazul la părerea că noi ducem o conductă, o magistrală de vreo 7,5 km, fără niciun câștig pentru ATH Regiu. De la Cortul Nero, care începe de Comuna Bârsănești, și până la intrare în sat, eu am pășat 7 km de traseu, care nu ne aduce nici beneficii electorale, dacă vreți să vorbim și electorale, nici financiare, nici măcar concesionarul. Pentru ca concesionarul să fie atras să investească la Hilegiu cu parte de branșamente, eu trebuie să fiu și cu oferta de Bârsănești. Domnule, îți dau și eu 100 de branșamente, dar mai ești la Bârsănești 15 într-o primă etapă. Înțelegeți? Dar, repet, dacă credeți că în eventualitatea obținerii rapide a unui studiu de finanțare și vă încurcă branșamentele pe care vor face celor cei de la stradă, nu e o obligativitate. De asta mi-am și gândit hotărârea să nu vorbim nimic de branșament. Să vorbim doar de aprobarea traversării teritoriului a unei conducte și am și specificat cu debitul necesar de gaze naturale care să asigure și gospodării aparținătoare comunei Bârsănești. N-am vorbit de branșamente, că le suportă Hilegiu, le suportă, n-am vrut să știu de cost cine va suporta. Nici nu știu la ora actuală, dacă vorbim astăzi, pentru că încă am discuții cu proiectanta și cu consultanta, încă nu știm, mai ales legea asta, dar se schimbă din 3-3 ani, în 3-3 luni, nu știu cum vrei să pentru că inițial n-am fost elegibil, apoi a fost elegibil. Nici nu știu dacă criteriul ăsta la bunurilor populației a fost un criteriu care ți le înseamnă. Dacă vreau să mă gândesc bine, trotușa avea pețe populație, cât avea zile, pentru săburatorii sau nu știu care. În fine, cred că a fost acolo negocieri la nivel central. Da, e o chestie acolo care ne scapă la toți până la urmă și nu avem să ne știm.
noi încă discutăm lucrurile astea, nici măcar acum, am spus, eu nu știu ce se va întâmpla, nici măcar nu știu dacă vor veni, va veni un concesionar, pentru că, atenție, eu nu pot să încep lucrarea până când nu am și acel concesionar, deja am început de mergeri să vorbesc, cei de la Demblaz nu cred că vor veni, nu sunt niște firme înființate noi acum pe la Bastui, pe la Puter Piatra, ne-am făcut niște discuții, care ar fi interesate. Vă dați seama că pentru mine ar fi o mare bucurie să aibă și Bârsăleciu, să aibă și Livezi până la drept la votarul cu Gheregiu, pentru că atunci ar veni același concesionar și ar putea discuta altfel. Cred că și guvernanților care nu sunt citâmpiți astăzi, de asta gândesc o regionalizare, chestii macro, vișenizate de apă, pentru că sunt oameni de vreme de apă. Domnule, Gheregiu nu are apă, chiar dacă rețele îl făcute cu apă. Am momente în cursul zilei când nu am apă suficientă. Pentru că nu e un normal ca în zona noastră să fie doar izvoare de suprafață care se duce în cele mai fructe și în cele mai scăzute. Nu este apă de mare adâncime. Acolo ar trebui statul să ne sprijine. Vă fac un baraj, vă dai drumul la baraj, leagă și Gheregiu, leagă și Bârsăleciu, să fie apă în comun, nu se poate. Nu dai dacă nu caută primarului și nu nici măcar mă susții și nu-l ajuți. Dar asta e o altă discuție. Eu nu pare că o să rămân foarte mult de toată problema asta. Pentru că mintea mea este să o analizați foarte bine. Dați-mi voie să trecem cu conducta. Eu asta vreau să nu stăm pe loc și apoi de gata, eu nu puteam să spun din data noastră o conductare. În spate, acolo. Până în spatele casului. Este un drum în spatele casului care este limita administrativă. Știu, limita. Dar, de exemplu, domn primar trebuie să aibă acordul de la proprietar, de la proprietar. Pentru ce? Pentru traversare, nu? De exemplu, dacă domnul public de aici, asta e maximă, până atunci poate primim și noi. Domnul Bărbat, cu siguranță și cu Bârsăleciu va face parte la un moment dat într-un proiect de finanțare pe gaz. Pentru că din câte știu sunt foarte mulți bani pe PNRR. Problemele noastre sunt altă, de alt nivel, politic sau nu știu cum altceva. Nu cred eu că Bârsăleciu, sau poate a fost o scăpare undeva, că Bârsăleciu nu va fi dirigit într-un proiect de genul ăsta. Nu are cum să nu fie, nu are cum să nu fie situația care gaz acum se trece prin comună. Deci trebuie de o soluție la nivel de minister să susții, să ajuți, nu știu, colegii voștri, deputați, parlamentari, ce mai fi, trebuie să susții. Noi am avut discuții și la nivel de minister și mi s-a promis că finanțările pentru programe de gaze vor fi din ce în ce mai crescute, pentru că asta a fost prima tentativă de fi finalizată prin finanțările care s-au dat, dar care va fi continuată ulterior programul de guvernare care este în momentul de față și care va avea ca finalitate susținerea financiară și a celorlalte proiecte. Dar când se va întâmpla asta, avem promisiuni încă doamnă, nu putem să știm că va fi mai devreme sau mai târziu și poate noi vom avea șansa, nu cea care a avut-o, cei care au primit finanțarea acum, să primim finanțarea integrală pentru proiectul nostru și atunci să nu mai existe probleme de genul ăsta, pentru că conform ordonanței de dată, modificările ordonanței 95 și a ordonanței de modificare a normelor de aplicare ale normelor 95, spune că dacă ai primit o finanțare inițială din programul anchisalină pentru finanțarea parțială a unei cele de proiecte pe care ai avut-o, va trebui ca tu să modifici proiectul pentru finanțarea pe care ai primit-o în condițiile, da, în condițiile programului ăsta. Iar ulterior, la un articol, un alt articol și un alt alineat, spune că dacă tu ai obținut o finanțare pe programul anchisalină pentru finanțare parțială, nu mai ai dreptul să mă obții finanțarea programul ăsta pentru altă, pentru activitatea ulterioară. Deci sunt două chestii care se bat cap în cap și care ne pun multe semne de întrebare. Deci de-aia noi ne-am dorit ca să avem finanțarea integrală a programului, finanțarea și a programului, pentru că de-aia am și modificat, așa cum am avut discuția la studiul al doilea de sanitate, cel pe inteligent, valoarea s-a modificat pentru că programul anchisalinic a avut niște bârnele, a cumplit înașamentele care, din punct de vedere ale calității europene, nu erau în regulă. Dar noi, prin SD-ul pe care am avut obligatitatea cuprinderii atât a branșamentelor, cât și a sistemului inteligent, care a luat condiții de eligibilitate pentru proiectele pentru gaze. Și în condițiile astea, proiectul nostru care a fost inițial la valoare de 17 milioane, adică 22 de milioane cu TVA, însă 220 de miliarde în bani vechi, s-a transformat din 17 în 38 de milioane. Și ajungând la o valoare finală de 44 de milioane, de 44 de miliarde, valoarea de investiții totală pentru programul de gaze al nostru. Și că dacă îți dă 12 miliarde, este o finanțare minusculă pentru ceea ce ai tu nevoie. Deci noi avem nevoie de mai mulți bani pentru ca să putem să vedem
pentru că era o chestie care mi-a ajutat cea cu branșamentele, dar care a fost vâlva programului, ci care, pentru că una este duci conducta și asigur branșamentul omului, pentru că statul îi dă pentru branșamentul omului 22 de milioane pentru branșament. Dar el poate să coste, nu 22 de milioane, poate să coste 100 de milioane, pentru că cel care are conducta în față plătește, să zicem, 3.000 sau 4.000 sau 6.000, iar cel care are conducta peste drum poate nu se facă supraversare, iar branșamentul ăla va costa 10.000, 15.000 sau 20.000 de milioane la funcționare. Deci noi am să sprijinul omului prin proiectul pe care l-am făcut, pentru că ce să fie avantajat din punct de vedere financiar, atunci când va avea gazul la poarta lui. Deci asta a fost logica noastră și a fost una firească și normală, care a ținut cont de prevederile programului aniversarii. Acum eu consider că nici nu trebuie să împiedicăm, nici pe partea aia dată, că eu nu știu știi când o să fie lucrurile. Eu nu am zis că nu împiedică. În principiu, nu sunt de acord cu transmitul, nici fel de problemă. Discutabilă rămâne doar situația aceea. Domnul Vincipunar, de dreptate. Va putea încurca dacă dumneavoastră ați accesa o măsură europeană sau știu de finanțare, o altă sursă, doar pentru acele 50 de case de acolo. Și apoi nivelele speciale de 350, dar pentru a abranșa 30 de case, 20 de case, 15 case, nu știu, poate 10 de case. Înseamnă o cheltuială minimă, ținând cont că și primăria dumneavoastră, ca și primăria mea, au niște bani niște de el, poate să luați un buget local, 100 de mii de lei, de exemplu, și 100 de mii de lei să faci o extindere de rețea cu o conductă la care se dedic 15 oameni sau 30 de familii, cât vor fi. Eu, repet, nu cred că într-o primă etapă vor fi mai mult de 8-9 familii pe zona respectivă. Pentru că eu am pus familia de aici. Nu are cum să fie. Acolo sunt bătrâni, sunt sate, sunt case neobținute. Nu știu dacă vor fi, nici în sat încoace. Să știți că e cheltuială foarte mare cu gaz. Eu am avut un noroc, nici nu știu, cred că Dumnezeu de l-a nici nu m-am zbătut foarte mult. Și eu am discuții cu domnul primar, săptămâna au legat proiectul, noi colaborăm foarte bine amândoi. Nu a fost o ținta mea gazul la Helegeu. Și vă spun sincer lucrul ăsta. Ținta mea a fost apă și canal. Dovadă că am luat apă și canal pe anghezare de 7 milioane de euro. Bani pe care, în sănăuna care ne-i mulțumesc contractul. Dar la fel am pățit, la fel am pățit cu branșamente. De ce spune domnul primar. Am depus proiectul pe finanțare de 30 de milioane de euro, pentru că atât mi-a dat anghezare pe apă și canal. Norocul meu a fost că primăriile PSD, primăriile PNL, care au fost în asociații cu Adipu, au fost îmburcate pentru apă și canal, că îi păcălesc aia că o să-i lege la apă, cum o să-i lege, au fost foarte mulți bani și nu au avut cu ei de așa, pentru că inițial nu sunt de atâția bani. Îmi spune să desfac ori apă, ori canal. Dumnezeu, nu poți desfac. M-a încercat și corpul pe un direct la benzină. Dumnezeu, nu poți să dai apă și nu-mi dai canal. Când dai canal, nu dai apă. Pentru că n-am făcut nimic. Eu trebuie să spac de asfaltul pe de două ori. Nu, dă-mi cât poți să-mi dai, încep o stradă, două, trei, nu scoatem la cap. Dumnezeu a fost de partea mea. Am primit bănuții, contractul, eligibil, am făcut SF, am făcut adecat un program. Miercurea cu două săptămâni ne anunță pe mail că proiectul a dat linie dreaptă, urmează să ne contractul. Joi la ora două mă cheamă la București de urgență pentru că proiectul a fost retras de pe ordinul de ațăna ministru. După motivul, nu aveam niciun branșament. Lucru care, din experiența pe care eu am de 16 ani de primărie și la celelalte proiecte pe aia, nu am avut branșament de prins în proiect. Dom'le, proiectul, branșamentul, trebuie să suporte beneficiar. Ce așa se pare mie în regulă și normal. Eu, dacă vreau să mă branșez la o utilitate, plătesc 3 lei, 7 lei cât costă branșamentul ăsta. Cum a pus problema ei acolo? Dom'le, dacă nu aveți branșament, înseamnă că nu are finalitate proiectul dumneavoastră. Înseamnă că dumneavoastră băgați niște rețele în pământ și nu am de unde să știu cu la plătirea dumneavoastră acolo, că s-au mii de case, să vă așa cineva. Și te pierde 30 de milioane pe bani europeni și tu nu ai să ai branșamente. Am luat, ne-am certat, nu pot să vă spun că sunt vulcanic, mai vulcanic decât oricine. Am luat dosarul de acolo, am plecat după 3 ore de scandal acolo, și că la casă ce se fac? M-am dat de la capăt. Final, am îngreunat bugetul meu cu încă 15 miliarde lei, 1,5 de lei. Pentru că a trebuit să pun pe lei eligibil 350-400 de branșamente pe care nu știu de unde o să-i scot. Eu sper, cel puțin asta mi-au și spus cei de la Biserica Sfântă, că poate vor rămâne bani și sigur vor rămâne bani de cheltuiți pe Angel Salini și vor fi dar fel finanțați până la capăt proiectul, ca fi așa și fi și logic. Până la urma urmei, toate întâlnțări ce trebuie să asigure statul român prin noi, bineînțeles. Dar trebuie să vă sprijin că un buget al comunii Regiu, ca și comunii Bârsănești, 7-800 milioane de lei că avem noi, ne ajung banii să plătim în natură public și să plătim lămpi care ne... sau 5 mașini de balast. Trebuie să fie în sprijinul nostru până la urmă urmei. Și așa am trasut cu branșamentele. Azi am 8 pasuri de branșamente prinse de proiect, mâine, poi, mi-o dă la fel să mă duc să semnez contractul, să scoatem la licitație.
cu dorința de a ne apuca și de treabă în Brătila, nu am garanția că apa respectivă nu va ajunge tot sapul. Ceea ce se întâmplă și astăzi în Delei, ce mă drăguțește în Delei, când sursele sunt scăzute din ce în ce mai scăzute, sper în continuare că am gândit ca acele puțuri să fie la nivelul Apei Majore a Taslăului și poate să se va întâmpla ceea ce promit că vor face barajul Belci, să ridice puza freatică și atunci o să fie apă sau găsim o altă soluție, să fie rețeaua băgată. Clar, va fi așa cum o dau azi, dar de ce o dau? Noaptea opresc, ziua are 3 ore, mai dau seara 2 ore și opresc fiecare să descurcă pe perioada de vară. Pe perioada de la 1 octombrie până la 1 mai, 1 iunie, e în regulă. De asta vă spun, să știți că munca noastră, munca colegului meu, nu e atât de simplă. Numai noi știm cât ne chinuim și că dacă ar fi toate după noi să ne sprijini și să ne dea bani pentru că avem nevoie, ar fi super. Nu o să fie. Pentru că e acolo la oată scopul și criteriul de populație. Bani de 5% de ce mai puțin. Eu cred că au fost și indicații clare, mai scoate din proiect. Altfel nu mi-e explic, m-am dus eu acolo de nu am fost că dau cu ei. Că ei au fost să mai întindă. Că dacă trec în anul viitor, tu nu vezi că acum se vorbește de dat afară din personal. Eu am probleme legate. Dar să ia la finanță, să-i ia afară cu jumătate. Și la finanță, ca un ateu, și la care ține, și la care ține, peste tot. Vă mulțumesc frumos. Sper ca dumneavoastră să analiziți și să găsiți soluția cea mai bună pentru fiecare. Dacă ați putea să vă și urgentați, atunci mai bine. Ați prins pe ordinea de zi să putem să votăm, să... Am prins, dar nu s-au făcut materiale. Prindeam de acum, o votam și peste câteva zile ia acordul votat acum. Am contestat din material ceva până prezent? O suplimentăm acum, o votăm și... Îți dai seama, sunt vreo 20 de familie acolo. Părerea mea că suplimentam ordinea de zi și o votam și materialul îi face din curs săptămânii. Nu mai facem proiectul. Da, fiind. Suplimentarea de ordine de zi cu proiectul ăsta. Deci eu am propus, da, suplimentarea ordinei de zi. A fost doar la nivelul expus. Să facem ședințe extraordinare, imediat. Nu, suplimentăm acum și suplimentăm ordinea de zi. Cu plăcere votăm. Măi, oameni, e ușor să suplimentezi din gură pe vorbă, dar nu ai material. Doamne, dar domnul primar, dacă domnul primar care a fost... Dar nu, dar vă că nu o să vă s-ați spus. Domnul primar care acum a plecat de aici, a zis că materialul i-a trimis. Eu trebuia să le fac pentru că vreau eu? Nu. Nu. Și dacă eu, cu propunerea... Dacă vin stiernă, doar la capătă. Foarte bine. Problema suficientă. Problema suficientă. Este o propunere dacă ar urmea să fie materialul pe ulterior într-o propunere. Atunci, atunci, facem lucruri. La mintea mea, eu am propus suplimentarea ordinei de zi. Asta trebuie aprobat sau nu trebuie aprobat? Suplimentarea ordinei de zi se face pe bază de material. Pe bază de material. Trebuie să avem înțelegi. Și nu materialul cel nou. S-a suplimentat cu discreție. Și aici nu încurcăm lucrurile pentru că este o chestie de specie de juridici, de legalitate și nu putem să întrecim așa. Deci, a fost suplimentarea ordinii de zi cu discuția despre. Da, gata, domnul, nu am mai propus absolut nimic. Ca să te avut o materială, să nu material, că raportul de raportul cu ce ai făcut de cineva, a fost semnat, a asumat de domnul primar și pus în discuție ca și formă de proiect de hotărâre, care devenea hotărâre după ce au format. Dar noi nu avem materialul făcut de până. Pentru că noi să studiem și noi. Să studiem un consiliu de care este părerea consiliului și care este susținerea și părerea voastră. În idee, pentru că după aceea este așa cum am spus. Deci acum uite, primarul și m-a pus răb de față și până nu mai suntem așa. Era domnul Miron aici exact așa spunea. Mi-a spus să ținem
principal sincer. Dar care exact. Nu adică, nu există un raport de specialitate și un referat de aprobare. El a venit cu materialul dumnealui, nu s-a rămas. Nu, dumnealui eu susțin, nu pot remiez. Da, un model de hotărâre. Dar acum, ce e la dreptate, că urgenția asta și e o problemă. Deci când s-a vrut să se treacă doamna asta, e 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 doamna asta. Dimineața, după masă la 4 ședințe, dimineața mi s-a trimis materiale pentru suplimentarea ordinii de zi. Văd că aici nu este voință să se pentru cele 20 de familii care s-a acolo. Cum până asta ai luat 20 de familii? Nu, eu mă refer la asta. Cum până asta are 2000 ceva de familii, dar discuție toate, nu mai văzut. Dar scrie că nu mă atravesează pe hotărârea de consiliu. Cu posibilitatea. Cu posibilitatea recordată. La primul punct scria destul de clar că pentru se aprobă pentru a traversare, da. Și la punctul 2 cu dimensionarea conductei cu posibilitatea de branșare. Da. Domnul Maxim, noi dați drumul la ședință normală. Da. Punctul numărul 1. Proiectul de vădere pentru aprobarea constituirii unui drept de uz și de servitude de către SC Delgaz Grigesa, Târgu Mureș, asupra suprafeței de 1500 m² parte din domeniul public al Comunei Bârsănești, situată în satul Caraclo, Comuna Bârsănești, Bardou, pentru realizarea obiectivului de investiții alimentare cu energie electrică la Mănăstirea Nașterea Maicii Domnului, satul Caraclo, Comuna Bârsănești, Bardou. Consiliul Local al Comunei Bârsănești hotărăște. Articolul 1. Se aprobă constituirea dreptului de uz și de servitude de către SC Delgaz Grigesa asupra suprafeței de 1500 m² parte din domeniul public al Comunei, situată în satul Caraclo, Comuna Bârsănești, județul Bardou, pentru realizarea obiectivului de investiții alimentare cu energie electrică a Mănăstirii Nașterea Maicii Domnului, satul Caraclo, Comuna Bârsănești, județul Bardou. Articolul 2. Exercitarea dreptului de uz și de servitude asupra terenului aferent de capacitățile energetice se realizează cu titlu gratuit pe toată durata execuției acestora. Articolul 3. Cu aducerea îndeplinirii a prevederilor prezente hotărâri se desemnează primarul Comunei Bârsănești prin compartimentul tehnic, urbanism și amenajare teritoriului din cadrul aparatului de specialitate. Articolul 4. Prezenta hotărâre se va fi comunicată primarul comunei, compartimentul tehnic, urbanism și amenajare teritoriului, SC Delgaz Grigesa, Târgu Mureș și filiala Bacău, prefectul județului Bacău și va fi publicată prin afișare conform prevederilor legale. Vreau să vă mai citesc și... Nu, mai citesc că eu am urmărit prin material, discuții ceva. Eu o să am o discuție, eu deja am scris cu domnul Chilea, până citeam prin material, 23 și 19 minute, noaptea am trimis mesaj. Că toată comuna, deci nu mă opun proiectul ăsta, am spus că cu două mâini votez. Nu mâini. Asta e, nu mai interesează ce faci prin aia de 20 kW acolo. Nu mă deranjează, nici nu am înțeles că nu-i finanțat în bugetul local. E numai aprobare pentru transport. Da. Așa. Toată finanțarea mea de domnul Chilea e suportată. Domnul Chilea, directorul care a făcut solicitarea de finanțare. Da. Directorul de la delegație care a făcut solicitarea. Și eu am avut și conflictul dumneavoastră, ieșind cu linia de medii, l-am întrebat și situația la Brătești, și el s-a luptat. Domnule, ce s-a făcut la Brătești? Dar nu e adevărat că sunt tot Brăteștiul. M-am informat foarte bine, e numai partea Găleam și partea era altă varză, exact ca toată comuna. Deci, la orele de vârf, seara, la ora 20-21, nu pornesc hidrofoarele. Peste tot, toată comuna și la Caraclo, eu dimineața am vorbit cu oameni de acolo. Și le-am spus, domnule, acum eu nu mă opun unui proiect. Problema e următor, cum să găsesc proiecte să se facă așa lucrare mari, să se găsească și pentru interes local. Atât am avut discuții cu el. Și au zis că, domnule, eu sunt în vedere, strângeți semnături, că o să facem, vă promit că o să facem. Să facă. Din partea aia de sal, n-au fost reclamații, de asta nici nu s-au luat. Exact. Reclamații trebuie să tot noi trebuie să zice la oameni. Oamenii, omul taci din gură, îi iați frigiderul, îi iați frigiderul, îi iați din gură. Eu suport. Și o să ne prezentăm la fiecare cetățean. Da. Care să nu, exact cum am fost jos, cu domnul Munchean, la Plătești, pe strada Gheorghe Sion, zona Găleam, așa. Ne-am dus din casă în casă, am luat numărul de contor, tot am făcut pe un tabel. Domnule, dar așa se procedează semnătorul. Domnul Chilea a zis că mie mi-a trimis la ora 8 într-o duminică dimineața, la nici 8, 7 jumătate. Mi-a trimis, mă trezesc că doi de la eu o să vină să mă soare cu prietenul. Păi tu vii la 7 jumătate, când nimeni nu are consum, vin la orele din vârf, sara, la nou.
M-am trezit după aici și m-am venit, oameni, pe unde e curent? Ei, să știți că e bun? Și după aia am făcut filmare seara cum făceau becuri în casă după microfon și mi-a trimis lui domnul Chilea pe WhatsApp. Și a zis, vă place cum funcționează lumina toată la noi? Și au zis că, domnule, faceți solicitări, strângeți semnături și acum trebuie să strângeți semnături la tot. Nu că vă lăsăm lălăit acolo, îi faceți... Nu lăsăm lălăit de eu. Toată pe mână. Păi da, dar uitați, dar acolo, de exemplu, să meargă, domnule, n-ar lumează. Toată pe mână. Să schimbi transformatoarele. Eu nu o pot, eu nu văd, am nicio treabă că schimbă linia aia de 20 kW linii puternică. Nu știu ce fac. A, strungul, cine are o să facă, nu dau să nu-ți facă. Dar 20 kW linii puternică, acolo, vă spun eu. Se remărească puterea. Doamne, n-am 20 kW putere distribuie industria acolo. Nici agricultorul nu știu dacă are 20 kW acolo, vă spun eu. Dar nu mă interesează, nu din banii pe ce pe lucru. Nu e de bun, și adică apărți un traficul. Și traficul în realitate, oameni, este impusă de traficul cu 20 de volți. Lui plene. De aceea se alimentează tensiuni de lucru pentru dispozitivul respectiv. Asta este logica. Deci de-aia alimentează acolo traficul. Pentru că traficul va distribui și va duce tensiunea de lucru pe 230-250 de volți, care e necesar de lucru pentru obiectivul ăla. Deci de-aia duce, de la un traf la altul, într-o linie, așa, traful nu sunt doar mergeți cu 230 de volți. Domnul viceprimar, tu ești chestia de consum pentru el. Eu sunt de acord. Să transformă tensiunea de la o valoare la altă valoare, pentru a fi utilizat anterior, ulterior, de către consumatorul din zonă. Asta este explicația. Asta este. De-aia duce bine de lucru, pentru că aia este principiul de lucru și funcționare a dispozitivului pe care se problema este că ăștia de la Delgaz când vin, au fărbit proprietăți fără acord, proprietar nu poate să intre, să-și facă treaba. Bun, atunci tu când te duci și solici, domne, vreau să mă brașez, știi ce am făcut cu ăștia de Delgaz? O trebuie să spart ăsta, cum îi zice, dezmembrare. Să fac dezmembrare, să fac doi proprietari ca mine din ei. Dar eu când am cumpărat, eu am cumpărat cu linii din ei de pe el, scrie undeva, scoate cu domenii cu frate. Că așa spune legea. Și în primul rând, brașamentul, acum să fac subteran, cum prevede modul european. Nici de cum aeriene, cum zic ei. Deci, dar nu-i normal. Și bă, eu n-am nimic. Sunt de acord, o să votez, nicio problemă, nu mă pun. Dar vin și schimbă transformatoarele. Că acum, oricare om are consumatori în casă mult mai mult ca noi. Cu transformatoarele la 50 de ani, cred că, dar nu mai au fost calculate la nivel de consum care erau acum 100 de ani, sau când au fost montate ele. Și normal că valoarea de consum de acum, dacă nu avea la 3 case era un televizor, acum la fiecare casă sunt 5 televizoare. Și 7 frigidere și aici vine și alte microfoane și alte... Deci nivelul de putere a crescut pe metru pătrat de 20 de ori. Și el n-a făcut nicio modificare, el doar a dat tariful de distribuție pentru energia pe care a livrat-o, fără să facă nicio modificare la infrastructura de bază. Ceea ce este anormal. Ei au modificat pe niște bărți, poate așa că de la stația de transformare de Tastău este modificat. Dar degeaba, pentru că n-au modificat și partea de distribuție pe care de acolo, linia de 200 kV și traficul au rămas la acele valori. Pe aici, pe acolo, au schimbat un trafic care a fost la toate valorile normale de consum din momentul ăsta și din cauza asta, problemele sunt, dar sunt ale lor și nu ale voastre. Noi avem obligația să susținem generații atunci când au probleme de genul ăsta, dar nu este. Trebuie să fie informat. Nu este. Schimbarea infrastructurii Delgazul a făcut o adresă către noi, să-i dăm acceptul pe domeniul public și noi nu putem impune. Băi, omule, vină și dăm și mie, schimbăm transformatorul, dăm o capacitate mai mare, fă-mi investiții, ei nu au făcut o investiții, dar factorul trebuie în lună de lună și factorul chiar dar factorul de 6 milioane de lună. Ăsta o să fie la pitiște, pentru că se va ridica subvenția acum pe guvernul. Păi noi ne putem încorda un pic la ei, bă, stați un pic, bă, vă dau, dar uite, veniți și faceți-o și mie, partea asta la altă, nu? E așa mi se pare normal. Nu cu numai ce ți-i pune și îți bagă în cură, hai, fă-l aia, așa, cum are. Bun, eu nu sunt contra, am spus cu două mâini votez de problema asta. Dar ia în calcul și pentru cetățenii, frate. Asta e problema. Ei își fac acolo, oricum, sunt firme care lucrează și iau bănuți, nu își iau bănuți. Și asta e problema că noi trebuie să-i informăm oamenii, să le din semnături și le trebuie din lor. Și le dăm termen, pentru că trebuie să-i zile cum trebuie să dea răspuns în timp vii. Trebuie să o punem la ben și vine un plan. Exact, poți. Mi se trebuie la NRE, pentru că noi până am trimis la NRE solicitarea noastră plătești, unul stând la nicio măsură. Cum am trimis la NRE? Cum? Într-un de zile deja au primit așa o așa de trebuie. Da, trebuie demarat și trimis. La NRE, de la NRE, da, o să punem la vot proiectul. Mai sunt discuții ceva? Nu. Cine este pentru, împotrivă, abține, toată lumea e ok. Trebuie să avem curând.
Trecem la proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Bârsănești pentru anul 2023. Consiliul Local al Comunei Bârsănești hotărăște. Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Bârsănești pentru anul 2023, conform anexă 1 și 2, care fac parte din perioada prezentă a hotărârii. Este vorba de aceea sumă care o primim de la ajutorul pentru încălzirea locuinței și suplimentul pentru energie alocate pentru consumul de combustibil solid și lichid petrolier. E vorba de 7.200 de lei. La capitolul venituri, la capitolul cheltuieli, la capitolul 51.03.20.01.030, la capitolul 84.03.01.20.01.30. Dacă mai sunt ceva, ceva de soluții, prevederi prezente hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către autoritatea executivă a comunii, iar prezenta va fi comunicată primarul, compartimentul financiar cu partea de date, venituri, executări strite, consultare de Bacău, trezorerie Ionești, instituție prefectului județul Bacău și va fi publicată prin afișare prin grijă secretarul general al Comunei Bârsănești. Discuții? Supun la vot. Cine e pentru? Împotrivă? Abține nimic? Totul? Pe bandă de bani. Trecem la proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea anexelor 1 și 2 a hotărârii Consiliului Local numărul 19 din 14.03.2023 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizări și a devizului general reactualizat pentru obiectivul de investiții modernizare prin asfaltare drumul comun al Sângețului Bacău, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Salini, precum și asumi reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Consiliul Local al Comunei Bârsănești hotărăște. Articolul 1. Se aprobă rectificarea anexelor 1 și 2 al hotărârii Consiliului Local numărul 19 din 14.03.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizat și a devizului general reactualizat pentru obiectivul de investiții modernizare prin asfaltare drumul comun al Bârsănești-ul Bacău, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Salini, precum și asume reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Articolul 2, anexa 1 și 2, proiectate fac parte din prezenta hotărâre. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de lege, primarul comunei, prefectul de Bacău și se aduce la cunoștere publică prin afișare de asediu primăriei comunei Bârsănești. Acele anexe care le-am votat în deci suma rămâne totul. Tot aceeași tot cu totul de participare. Tot, pentru că noi am hotărât la hotărâre, prin hotărâre pasivă 19 din martie, corectarea sumei alocate din bugetul local pentru lucrarea de la albele, prima ajutare a sumei pe care noi o punem de la bugetul local, datorită faptului că el a fost scos la licitație și nu a venit nimeni, atunci am plecat că trebuie să umblăm undeva pentru ca noi să putem să avem finanțare și să continuăm, putem duce în continuare de luarea proiectului de investiție, drumul comun al Bârsănești, indice drumul de ce 154 Bârsănești albele. Sumele sunt aceleași. Ordonanța 95 pe 2021, care se referă la programul Angel Salini, avea niște vizate care, prin normele de aplicare anterioare, au suferit modificări și noi trebuie să avem hotărârea de Consiliu într-o formă concepută și pusă la dispoziție de către program. Din cauza asta, ar trebui să le facem anexele care să le încărcăm în platforma programului pentru că avem parte de. Și câștigătorul acestei lucrări este Confer Grupul, dar trebuie să mai stăm în câteva zile. Mai avem două zile, dar când chiar nu avem de stații și nu se închide lucrurile de stații, sperăm să se întâmple, să nu execute de stații, pentru că noi să putem să încheiem contractul cu câștigătorul de stații și să dăm drumul la proiectare și după aceea programul de 3 luni de proiectare și după aceea demararea lucrărilor de execuție pe ceva lucrări. Da. Mai sunt ceva discuții? Dacă o mai greu 3 luni de zile? Dacă se face comunitate, durează 6 luni. Dacă se face comunitate, va fi destul de urât. Va fi urât. Spotul de la Unești asta 2 ani în contestație. Da. Dar până la urmă, contestațiile se le fac tot din 3 anumii, ca să crească prietenii. Asta-i treaba. Jocul din noi. El a căzut la verificare la ANA. Și aici a fost problema. Dacă nu cădea la verificare, mergea foarte repede. Dar așa s-a neamenit. Nu am vrut nici eu la prima licitație. Nu am vrut nicio treabă. Da. De exemplu,
nu numai primăria Băsănești, și la Târgovna, o școală cu zonă licitații și la control la ANAF. Deci ca să fie înțeles tuturor, oamenii vor să știe. Deci la început nu am. Deci nu se decide, dacă nu avem contestații, merge foarte repede. Dacă sunt contestații, nu mai duce după 6 luni la adezire. Este în legea petițiilor 98 că există o prevedere care se referă la faptul că dacă la instituția de verificare a contestațiilor decide că câștigătorul este valid și că nu există niciun fel de problemă și așa, există posibilitatea semnării contractului, chiar dacă există în instanță. Acum să vedem dacă se aplică în condiții și în condițiile contractului nostru sau sunt doar stipulări clare, pentru că există o directivă și o prevedere legală în 98 care spune că se poate proceda dacă există soluționarea CNCD-ului, Comisiei Naționale de Control a Contestațiilor. Da. Dar poate nu-l fi. Lasă. Cel mai bine să fie problema. Da. Păi el ajunge câte a avut drumul ăsta, chiar câte bătării care aici. Spuneam că fac o lege care depun o garanție, dacă vrei să contești. Deci, contestă lucrare să zice de 10 miliarde. Păi o garanție, ești doar un miliard și dacă pierzi, vreau un miliard pierdut. A fost o propunere literatură care nu mai făcut. Dacă s-a materializat în 98, asemenea prevedere, atunci am tăiat la multora care sunt, de fapt, contestatari de profesie și participă la agitația pentru a contesta și pentru a fi în județ, se va să bată jocul de cei care vin. Da. Deci, contestații și tot trebuie să fac tacii. Acum să vedem la mult răriez, nu știu, ăla de la Piatra Neamț, care se știe. Nu, da. Să punem la vot proiectul de vot. Cât ăsta? 3. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Înainte de trecea diverse, vreau să vă lansez o o temă de discuție. Deci, avem în vedere că am locurile vulnerabile, locurile publice, unde se circulă, ca pe mai lung ca pe autostradă, și vitezele de deplasare au devenit atât de mari, încât ți-e frică să treci strada, să montăm pe drumurile comunale sau pețene, cu acordul partenerilor, pentru că la drumul de trebuie să cerim acordul drumul de pețene și poliției rutiere, să montăm sisteme de viteză, care să obstrucționeze circularea cu viteză excesivă în zona școlilor, în zonele de loc drept foarte ușoare, foarte mare. Dacă veți găsi în localitatea noastră, locuri care sunt de asemenea vulnerabilitate, vă rugăm să veniți cu propunere pentru ele și noi care se facă obiectul unei hotărâri de Consiliu ulterioare, pentru ca să obținem o așa măsură, pentru că nu este regulă ce se întâmplă, scăpând de la drumul național, nu mai se radă pe drumul județean și pe drumurile comunale, și toată lumea merge cu cătiții în mașină, cu de la 100 sus. Deci ți-e frică să treacă în bătâți, să treacă în copii strada, pentru că nu țin cont de nimic. Domnul viceprimar, dar putem pe drumul la Brătești, domnul, îl stabili acum, doar două, mobil. La Brătești punem acolo la sărmăruță și în dreptul școlii, două, nu ne trebuie altă. La școli și la rația ta. Da, ești la un pic, dar da, haideți să nu vorbim toți. La sărmăruță și în dreptul școlii, da? Da, sărmăruță. Cu 8 deja o oră. Două la Brătești, în altă parte Brătești, domnul Alin Puteanu. Da, acolo, pune-mă. Nu știu, mă abțin la treaba asta. Dar zi! Da, nu, cu brăi, pivoți, bucși și alte chestii. Eu știu cum e la Tuta. De exemplu, la Tuta s-au pus vreo 5 sau 7. Exact. Dar dacă le pui din ostomul, dar spui toți că au fost pozele din galbul, cu negru, din plastic, că le-a în două luni o sărit imediat. Nu contează ca la toate. În asfalt, o să nu le vei făcut. Eu înțeleg să mergi la viteză, dar nici ele nu. Exact. Alea toate, peste totul, ne-am văzut cum să... Eu nu știu ce am să spun. Înțeleg să merge cu viteză, dar nu e o domnul Alicea, să a venit la bine, pentru că care îi dau limite de viteză și ne-a costat la ură și te-a costat la ură și te-a costat la ură. Eu vă gândesc, dar a trebuit să se dă bătrânilor și a copiilor din comuna asta. Da, dar și din protecția... Bine, Brătenește, v-ați terminat. Hai să vedem care acolo vă gândesc. Trebuia cu albele prima dată. Dar la albele sunt cu albele. Școala obligatorie. Acolo, dacă nu vă utilitează, sunt. Biserica. Da.
dar biserica nu e celor care se plasează pe drumul ăla. Păi da, dar 7 din 5 pe axă nu există. Nu, de la 8 ori în sus pe axă, spun. Dar indicatori nu, indicatoarele prin toate localitățile unii sunt, mai ales la drumurile astea, cum ies așa, acolo îți spune două tipuri de limitări. Spun limitare din înălțime, ca să nu poate să treacă mai sus de 3 metri jumătate. Era undeva pe la Târgu Frumos, pe aici. Deci limitare. Dar nu știu, dar se limitează înălțimea aia. Și 3 toni jumătate. Deci să mergi numai cu ăsta, care atrăvânează lumea cu lemne, cu prostii de genul ăsta. Dar nu putem mai camion de 20 toni. Acum mai des, acum n-am ce treabă. Drumul ăsta acum pe care se face, acum nu știu că o fie acolo, dar nu o traseu. Pe partea aia, la sau pe aici, cum îl face praf. Dacă pe ce parte îl face, era mai rar. Dar doamna nu știu, că vă vezi că ăla o cum are întâlnirea sa mie, mult mai sărit față de ăsta. Nu e, și să-l apropo cea grămată. Începe și asta. De exemplu, la Cădincea Andreea, la Cădincea Andreea, și care mai intră de la ieșirii din sat, sunt bariere. La mijlocul se arătește cu mașinile mici și microbuse, camioanele mari, cheie și se deschide numai la telefon. Ca să protejezi tot ce are drumul tău comunal, trebuie să pui restricții. Dar nu ai pus restricții la revedere. Toate drumul trebuie pus restricții. Dacă se termine partea aia de construit, nu o să avem pus restricții. Păi nu, când se face lucrări, nicio treabă, nu ai nicio treabă. Când faci lucrări și așa, trebuie să dai, îți vine, îți ceri autorizație, plătești autorizația, așa plătești oricum universitate și îți faci lucrări. Plătești autorizația și îți vine un ban la buget. Da. Ziceți pe DG. DG, unii din pune. Eu unul la școală, dar primul prea văd. Prima porțiune la școală ar trebui și la... Prima porțiune este la profil acolo. Aia e porțiunea care se situa așa, ce viteză. Unde pus accidentul cu ăștia cu... cu smorduri, așa? În zona de fie de roșu, așa poți să eu și la mine. Eu ia și un an, dar nu dar nici poate. Deci spune-mi numele hospitalului din... Profil și roșu Corinșa. Sighena și roșu, cel mai bine, ca să... A, Sighena, da. Mai jos. Cine e acolo care m-a împărit? La Munteanu, exact la Munteanu. La Munteanu. La mijlocul, la mine, la mijlocul de urmă, pentru că eu o spun. La Clodosul ia la trebuie. Deci la cine? La Munteanu, Titi, da? Munteanu, era să Munteanu Tonică. Da, era la Titi, dar asta cum e și eu, e doamna. Gospodăria Munteanu. Da. Nu defunct Munteanu Titi, acolo știu de toți. Da. Și ați mai zis și un alt loc? Da, acolo, în zona mea, undeva la Dragi Boriu, sau acolo de primutat, sau undeva la Lega, Lega Andrei și cu zona ce primutat. La mine, dacă e să faci o solicitare și trece cu o limitare, un indicator cu atenții, ieșiri, autocamioane, ieșiri, sau nu știu ce. Trebuie să iei cu el. Nu, dar mai trebuie să spui aproape de gabinet și să-i fac. Da, dar trebuie să-i fac. Nu-i dă drumul în afară, nu? Nu-i pentru așa.
Vin așa cu camion animat, dar cu mine, că nu mai ies cu un trei la mare și am 30 de tonii, sunt vecii de pe drumul meu, pe drumul meu. Dar mă știu, am văzut un sărbă. Păi acolo, mă zic, că nu găsiți acolo, să-l fiu oameni cu... Acolo, dar... Nu pot mânta, eu vreau din el, de ce zic, nu ai văzut cu el. Cum? Dacă nu ai văzut cu el, costă 2600 fără TVA. Nu s-a numai la școală. Ce? 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 Nu, hai să vorbim în realitate, am văzut. 2600 și la și-a dat de ani, e fiind atât ăsta, da. De exemplu, cu mii de euro, dar și-a fără trebuie să pui mult. Pui numai pe ce? 2600. Nu, dar dacă îți dai eu trac, cofre. Deci dacă faci jumătate, nu mai trebuie. Ce trebuie să scrie? Toată lumea vorbește deodată. Deci, doamnă, o susținut la Caracolă, doamnă, acela, nu? Bun, eu susțin și la Bărsănești. Pe partea asta, la Leu, la unul asfaltat. Bun, la agricultor acolo nu ai ce să-i faci, că acolo e destinația lui punctul de lucru și nu ai ce să faci acolo. Acolo nu ai ce să faci. De exemplu, unde mai este? Strada asfaltată care nu este. Dacă se pune pe lângă altă bandă și încă doi rutiere de semnalizare și adevărtizare pentru tonaje și pentru accese. Asta sunt două chestii diferite. Da. Pentru că noi ne-am referit la indicatorii de viteză, însemnând în platforma drumului bandele de viteză. Iar acest contrast este altceva, aia înseamnă semnificatoare viteză care să limiteze accesul sau restricții de tonaj și hotărâri de consum local, pe drumul comun. Restricții de tonaj. Marcate pe indicatoare de viteză. Da. Deci vreau să se marcați pe indicatoare de viteză. Cu excepția riverană, care sunt acolo, locali, drumul care îmi locuiește acolo, nu poți să-i pui interes. Dar așa e tot. Propunerea mea este să puneți în dezbatere public așa ceva, pentru că vă spun eu, experiență proprie în Mărănești, sunt foarte, foarte, foarte multe plânge. Nu vă imaginați ce înseamnă să puneți un asemenea limitator de viteză și să-ți vină un camion de 40 de tone să-ți treacă deasupra lui. Vedeți-mă că la construcțiile care le avem în sat, într-o săptămână le puneți la pământ. Și la cum se circulă. Nu, credeți, dar doar luați în calcul și treaba. Deci, sunt foarte bune ca limita viteza, dar luați în calcul riverane din zonă. Da. Că să treacă un camion de toate de zonă ca să urmă. O anumă în tratat să treacă înainte și după el, pe ambele țări sunt circulații care se marcheze și care se navigheze. Haideți să facem un experiment. Îl montați primul cuart la dumneavoastră și după o săptămână veniți să-l propuneți oricum trebuie. Aprobări în Consiliul Local. Oricum trebuie un acord notar. Nu, 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 să monteze ceva, telecamere. Exact. Telecamere, cum sunt acum? Telecamere de la Și ia din spate, cum vrei. Tu nu-ți dai seama, tu nu vezi în partea stângă și la cum demonstrați eu, te-o luat imediat din spate. Și-ți vine acasă. 130 de euro, 130 de euro. Și a doua oară nu mai știu. Păi nu, a doua oară nu știi. Când vine exact de la kilometrul cu tare, pac, și scrie acolo, poliția locală, banii sunt duc în bugetul local, o parte sunt în trebuie și... Dar ocurile costă 6 milioane, telecamerele costă 2-3. Dar crede-mă că ce bani scos duminica pe aici și acum și sâmbătă cu camerele de nu adun la ta și costă tot anul. Cât adun din 6 în voie. Cât mă dorea trece. Și e jari, duminica e jari, frate, jari. Și mai ales porțiunea asta de la el. Toate sunt tot așa. Este dezastru, nu poți să trăiești drumul. Dacă aș fi civilizat, nu la urmă, nici tot. Sunt foarte pășinul de toată mai zice. Nu la școală. Dar cu limitatorul nu văd o idee că o să fie cu alea zboare imediat. Vă spun singur că le-am văzut. Da, trebuie. Poți așa.
pe o parte, pe partea dreaptă, o jumătate și a fost o urmată de zice, știi, dar și eu lifendez la fel, măcar nu m-a curat. Pe partea cum l-a dat și pe mine, dar nu dacă n-ai pe acolo, trebuie, nu mă știam să fac cu așa. Hai trece la nivel. Da, la nivel. Da, terminat. A terminat. Mai aveți ceva, domnul? Eu, vin și eu cu o propunere. Ar trebui și la noi, cum sunt niște limitatoare pentru viteză. Unde? Nu am la albere, pentru că eu în praf acum au venit italieni și mai sunt niște drăguport cu ATV-uri. Aveți polițistul local din albere. El poate să facă un praf de mine, eu să fiu ori masă, să fie la cele criticul. Cum? Nu mai așa de fapt. Da? Nu știu, eu știam că e polițistul local. Hai să... Până la urmă, cum faci cu limitatoare? Limita nu este votă. Până la urmă, hai să facem drumurile, să facem mapa, să facem limitatoare mai... Da, hai să trecem. Am făcut o propunere care va avea soluționare dacă vom avea un proiect de votare. Sunt de acord. Sunt de acord. Da, eu n-am impus o chestie ca o vreau. Nu va fi discuția Consiliului. Consiliul în primul său va hotărâi sau într-o formă sau alta. E bun. Unii este bine, unii este ok. Da, unii știu nici nu au fost medicare să aboze. Dar eu nu am primul șef contul poliției. Da, oricum fără nu se mărchează. Nu se vor. Pentru că ăla vor apărea pe toate motorile de trafic și pe toate programele de trafic, vor apărea ca și obstacolul, dacă nu rămâne, nu știu, toate programele de navigație. Deci ăla se face cu acolo cu cel ieri care va apărea. Oricum, eu zic că trebuie făcut o sesizare, până începe școala, la acela bună și deține, pe drumul lor, nu, ei trebuie să-l amenajeze. La școală trebuie pusă, ăsta, indicatoare cu semnale intermitente. Că nu se știu. Mai sunt marcajuri de trece, tot nu mai sunt. Sunt mai văd. Bun. Unii, cum e la primărie, iar tot la fel. De exemplu, și la mine o să fac o solicitare, să la rampa acolo să ieșim curbă, când am mai pus pe asta și am mai pus copaci, nu când ies din văd. Dar mai de mai pus din văd. E pus, dar e pus geaba, că e curbă și mai ales că ne pierdem de zmină. Să o pun ce o oglindă în partea. Da, uite, oglinda trebuie acolo trecut, este exact la fântână, pui la uliță acolo și când ieși să vede totul. Mai să nu sunt, pe multe străfie. Așa. Și? Asta este. Ei se vine la drumul județenii, de fapt. Normal, astea pe drumul aici, normal, drumul județenii trebuie să le monteze. Nu? Da, sortează să vin în partea noastră, pentru că noi suntem. Păi noi facem acțiuni, dar ei trebuie să ia măsurile, că noi nu putem interveni pe drumul lor. Și semne, se prinde să pun totul acordul celor trei participanți, adică... Păi... Așa. Administratorul lui. Deci ăsta a picat, nu? Și curățele la urmă. Ca să nu uit eu, o să mă știu prima. Da. Eu luăm... Nu, haideți să luăm din partea. Deci? Nu, luăm din partea. E doamna, mă. Da, să mă. Nu, e singura. Haideți, doamna, de la mine. Ți-e așa de greu să ții. Nu, ieri chiar m-a rugat la Niculina, în Iguiță, acolo. Și nu merge pe cu. De un an și ceva. Nu miroase. Niculina Negoiță, cu Mirea Negoiță, care a murit. Andreu. Știi unde, nu? Duna și ceva? Duna și ceva. Păi știi ce-o așteptat Duna și ceva? La noi. Problema este că dacă totul merge becul, îți plătești da, cineva cu noi de acolo. Mai pun o întrebare. Negoiță, stați care Negoiță? Bine Negoiță, nu duc femeie. Bine Negoiță, acolo. Bine Negoiță, ei sunt despărțiți. Dar eu nu rezolvat problema acolo. Păi, cum dacă locuiești cineva acolo, nu? Așa, asta o să fie, da. Încă o chestie...
am rugat și mai continui să rog suplimentarea camerelor de luat vedere, că avem niște probleme acolo de evaluare a acordului cu Silvanul ăla, doamne acum, nu, Morgheanu, Dișan. Se trezește lumea în casă cu el noaptea, s-a legat lumele, cu greburile, cu nu știu ce, și care să zică, hai să mine ca să... Și l-am auzit de când de drum, și să demonstreze cineva că am fost acolo. Păi sunt oameni bătrâni, ăla poate bolnav, în cază, ceva. Să sunt la un doi bolnav. Eu asta nu-i plus competent prima dată de asta. Am cerut suplimentarea camerei ca să... Mai este la pică una care bate pe care dorește grădinițe, una la pică care bate spre Cultumenia, mai este la cap, în capătul satului una care bate în momentul ăsta, bate din capăt de acolo, de la băiatul de calculata de gaz. Și acolo avem capătul de acolo. Deci avem camere pe care nu trebuie să le bat. Nu, scățim un loc unde am putea să punem, nu putea să prea pasă, să fie că să monitorizăm fiecare locuință parte dintr-un sat cu camere de la zile, să fie clar. Și nu funcționa. Uitați, până când am schimbat IP-urile, că au trecut la ICSD, dar acum toate funcționează. Nu mai am trebuit. Dar dacă ați schimbat în cadrul camerei sau ceva. Dar am toate camerele funcționează. Toate astea sunt. Deci, pe atâta, și cât o memorează, și cât o memorează. Este un seamă de mare, de mare capacitate, care memorează pe cel puțin 5-20 de zile, memorează la final de camere avem. Nu duce ori de zile, pentru că este mult prea bun. 30 de zile, vreți. Nici într-un caz nu poți să monitorizezi toată valea acolo. Mai puneți unul la nivel de pretrage de acolo. Și unul la jurnalul, ca să poți să vezi, am mai spus cu lucrul ăsta, mi-ai spart casa și voi intra pe aici și pe partea cealaltă. Așa mi-ai spart, intră pe aici. Pune la punctul de oricum, e ca care mă ocupi de ceva, știu punctele cum vrei. Eu la mine acasă am, deci... Dar și prin două sunt sigur și că acolo mai sunt casă care mai au carte, vă spun sigur. Și poliția normal când vine și îl solicită, îi dă un dar. Poliția îi scapă. Scoatul am prins eu și nu o scapă poliția. Acum am înțeles că avem trei poliția ce se poate să trebuie. Da, e bun măcar sunt prin poliție. Asta e. Domnul Ani Felix, ceva discuții? Da, eu am apropo de iluminat, am rugat pe zona aia la Mușar, cum îi spunea, Gheorghe Silvan. În beză, două lămpi. Trebuie să tragem și capul. E vorba de la ferea de aici, de sărbătață, până sus la bunie. E Mușar, cum îi zici? E beznă, beznă, nu... Acolo trebuie tras capul și pus un lat la mijloc. Sunt doi stâlpi din lemn. Rămașa, nu știu dar este, dar nu știu, dar vor să știu cu ei. Dau comandă de băsat. Deci nu ar trebui să luat și un MNZ? Nu, nu ar trebui. Și ar mai fi nevoie, cred că o oglindă acolo, colțul ăla, că e unghiul închis, mai închis de 90 de grade, spre biserică, acolo e dezastru. Avem da. Este o oglindă, dar e mic. Avem una mai luată, vreau doar să vorbim. Foarte periculos. Dacă vreți, vă dau o votați dumneavoastră. Nu-mi ties, dar nu prea am timp. Dar
Da, ți-o comuntă. Pentru a vă întreabă. E ceva? Nu. Domnul Pavel? Cu gunoi ăla acolo la stană e dezastru. Cum? Cu gunoi, gunoi la stană acolo. Toate containerele astea, eu am fost ieri acolo. De-am dus bidoane, eu nu le dau la... Și când m-am dus, nu ți închipă ce e acolo la containerele. Toate sunt pline cu... Cu de toate. Cu de toate, da. Era din părâmbea acolo, zici? Da, da. Din părâmbea acolo, da, de la stan, de la stan. Eu mi-am curățat acolo și am curățat contrarele. Deci, miercuri am fost acolo la contrarele și am curățat noi, pe la. Eu miercuri am fost și care am unea găsit bidoane, mesaj cu bidoane pline, le-am luat și le-am adus aici. Poftim? Este o problemă generală acum, pentru că oamenii nu mai colectează, nu mai colectăm noi. Deși noi ducem în continuare și luăm acolo unde sunt sacele reciclabile. Și mulți dintre oamenii care nu vor să mai nu vor să țină saci reciclabile, îi duc și depozitează pe zona de contra, de platformă de la contagiu. Și pun acolo, fie că pun doar sacele reciclabile, fie că mai pun și altă. Pentru noi avem veșnic o problemă când trebuie să curățăm și să selectăm din containere, din platformă, diverse tipuri de deșeuri pe care cetățenii le pun acolo. În viitor apropiat o să discutăm cu Romprescu și să ridicăm aceste containe. O să lăsăm un acela de sticlă, la care vom urmează să leargă, să spună sticlă. Și alea de sticlă trebuie să le sortăm la... să ridică la 3 luni de zile. Noi cu 4 zile trebuie să venim să le răspundem. Și să scoatem de acolo câini mărți și sunt pe acolo moarte. Nu, asta e realitatea, ministru. Asta e realitatea, vă spun și stii. Nu stai în condiții, au mai zis bani, dar așa aia proșită cu fular sau cu batistă la șură ca să poată să sorteze acele stii. Nici omul lui duce tablă, duce tot felul de uși, duce pată. Problema de timp, scuzați-mă pe intervier. Contagele trebuie duse, unii sunt telecamere. Ai? Da, da. Unii sunt telecamere, te-ai uitat pe telecamere, că sunt într-o dimineață, ieșeam eu afară, așa, cu jumătate de mesi, eu undeva să rămâși în Tudor. Și ieșeam afară și era un bom, s-a uitat stânga-dreapta, pac, a luat și-a pus lângă contaia în jur. Deci unii sunt telecamere, trebuie... Acum ar trebui să stau eu jumătate zi, să-ți poți să se uitesc cu daimele de la grăbăi de acolo, de fața... La mine ce-a pus la polițiulă. Așa că da, pentru că am stat acolo tot o oră, ca să se selectez ce era acolo, pentru că trebuie să iau. Deci sunt mulți, s-o opresc cu pretestul, se dă jos, duce până la fântână, că zice că se uită, se vadă, ia, nu ia, așa, vede care e mișcarea în zonă, fac, a lăsat asta acolo și așa plecat, nu a lăsat și un sac în poză pe acolo, nu știu ce n-ai făcut. Problema este că trebuie dus în loc, nu trebuie foarte. Și așa, cum își facă ăștia meseria cu noi, măcar și în bun de lăsat acolo. Trebuie doar, trebuie și usul unii, așa. L-ai prins, am văzut, nu știu în ce zonă a fost la unii, mi se pare că l-am luat după telecameră, număr de mașină, pac, într-un tit oameni, nu știu, cu vreo 20 milioane, dacă nu mă șel, l-a făcut două. Și să-mi bat în mintea, imediat îmi intră cap la oameni. Putem lua minicamere de la copacă, pentru fiecare zonă de platformă, pe care să-l montăm într-un loc mai puțin vizibil, așa, care să motorizeze la zona de platformă și atunci are... Asta e bun de pus cât mai repede cu ordinea de zi, chestia asta. Pe telecamere trebuie monitorizate unde sunt punctele de colectare de șeuri. Exact, monitorizarea punctului de colectare de șeuri. Și atunci e învățaminte. Sunt mulți în tranzit, mai ales duminica, sunt mulți care tranzitează, pac, s-o oprit. Nu mai... Alea trebuie să fie camere speciale cu identificare facială, care poți să o spune de bani și care că... Domnul Vic, vreți să vă spun o chestie? Când ai luat numărul de mașină și când mi-ai împrumutat 1000, nu știu dacă îți aduce aminte cu ei da mașina zonă respectivă, că mi-am dat îți vine pe proprietate, îți spun eu asta. Nu există. Atunci când stai într-o mașină în față și filmează la care ai aruncat pe geam și te-o filmat, cui vine aminta? Și poate e vândută mașina de 2-3 săptămâni. Nu-i vine proprietarul lui aminta? Hai să fim serioși acum. Nu, ăsta trebuie de monitorizare. Dacă vrei să faci ceva, monitorizare. N-ai ce să-i faci. Da, domnul Pavel, mai aveți ceva de spus? Nu, domnul Claudiu. Domnul. Da, dacă ai luat ceeași progrese, se necesită și acolo la școală, la locul de joacă, distrus pe acolo. Monitorizare. E aceeași poveste. S-a distrus absolut tot, parcă intenționat. A fi, nu știu, cred că ar trebui să închidem, să punem mai pe acolo. Dar mai este altul de joacă. Mai este altul de joacă. Păi cum e? Dar dacă e distrus tot... Eu am înțeles, dar asta e. Refaci și monitorizezi. Asta e, dar cum vreau.
Ce destinație? Copiii și-a făcut altă destinație. Da, păi spuneți ceva, se crezi, spuneți-l și nouă. Păi dacă tu nu-i scar, nu-i vedeți destinație. Eu vreau să vă spun o destinație, că eu am auzit-o. Vreți să vă confirm destinația? Muzeul am auzit, așa e? Nu, despre ce părtim. Părtim din locul de joacă, nu. Locul de joacă din fața școlii. În fața școlii. Da, nu știu, eu am auzit ceva la Caracol, că am fost acum, da, bine. Te referi la artișe din muzeu, te referi la grădinița, da, da, nu știu, am ceva discuție. Păi, doamne, trebuie să-i spunem pe față cine și destinații s-o luat. E normal să le faci, că oricum, nici în zona noastră, în afară, nu avem loc de joacă, dacă stăm bine și ne gândim. Da, se reface. Deci există pericolul de accidentare acolo. Deci, mai fi o dată, Iorghiță, deci la Mazirul... Da, pe traviesă, vă spuneți balasă. Și la frică, mai, tot mai în fața acolo, în groapa aia. Și să dea botul, să se îndrepte la drumul pe ala de reșiu, să încerci să-și ia apă acolo. Da, dacă nu înțeles, da. Să îndrepte la mai pe drumul, până acolo. Dacă nu iese apă, se mai duce cu mașină, cu un tractor, ceva, e bă. Azi. La noi, la Arbele, problema care e mai urgentă, apa. Apa e toată cum? Apa. Deci ar trebui la nivel de comun, sat, sau cum putem să... Așa, să mințem un proiect care în viitor să furăm, nu știu, cuțuri sau... Sunt izboare care se poate capta, băgate tuburi ceva sau bazine, ca să putem să... că e deja lucru. Început și vegetația forestieră să o suce. No. Și dacă puneți utilajul la punct, să îl trimiteți, tot la fel să facem niște prin părai, cum să ne găsim oameni, niște baraje ca să putem, ca să luăm apă pentru animale. Avem o problemă cu lucrarea de fața la Buldova. Da, da, și cum să punem la punct și să... Să vină și schimbe de ovalba și... Că ne ducem până acolo, nici nu facem treabă ca lumea și urmă zice oameni, doi, dacă vin, dar și nu cu treabă. Eu vă spun drept, cu apa am discutat chiar cu domnul Panfir, era spălat mașina la el, la intrare aici. Și am discutat din problema, la domnul. Haide să facem ceva, să fac ceva cu apa asta. Vă zic că am înțeles că o scos Florești din o ieșit Florești, o restructurat din Măgirești. 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 Măgirești și Zeneș. Așa. Mie vezi ceva de Florești. Nu, Măgirești și Zeneș. Așa. Și eu zic că e posibil să apuci din Cărăboaie, la Cărăboaie sau din Cărăboaie. Care? Nu știu dacă. Nu la Cărăboaie, dar poate la Vâlcele. Da. Au ieșit din Avil, Măgireștiu și Zeneș. Nu, a fost o discuție la separat. Vă să ne știți separat. Da. Noi am făcut, facem parte din cele 12. Cele 12 eram Bârsănești, Măgireștiu. Da. Băi, Măgireștiu și Zeneș. Problema că... Mai discutam și cu ăștia, pe aici așa, și mulți nu v-au apucat de fânduri. Deci, majoritatea. Îți dai seama, dacă tu vii peste vreo 5 ani, care e 5 ani, nu știu dacă vine cu apa asta, cât de lucru este. Oamenii nu se mai raportează. Nu se mai raportează. Acum nu trebuie să iei încălzirea asta cu barba pe covernicii. Cum au fost și pe timpul războiului, când au fost oameni tot din încălzirea asta și au fost chestiile astea. Nu? Când o să revin pânza friată, când o să vedeți că nu o să mai facă nimeni. Nu o să mai raportezi nimeni la o să vedeți. Și atunci niciun care o să vină să ia stația, să concesionează stația de tratare a apei, nu o să-i convine să o când are anumite... Acum să vin, dacă va fi tratat. Nu, dar problema este că trebuie... Am înțeles că a făcut presiuni, nu, am înțeles că a făcut presiuni la Consiliul Județean, că știți, domnul Lucru, vine și domnul Primar și a făcut presiuni, păi iasă, domnul Lucru, nu mai disperat. Vine prin ședinții, fac... Acum a fost, iasă, bă, unica scurt, iasă, domnul Pamfil. Trăgeți semnătură ca fiecare și cu semnătura oamenii, nu mai poți ieși nadic când vrei. Deci poți renunț la proiectul ăsta, păi iau voi la proiect care n-ai venit omul, până acum, nu? Iar doilea proiect, unul la tatăl tău și ăsta doilea Cărăboaie, iar doilea proiect. A fost
și cu concepția inițială cu puzuri, acum s-a renunțat la concepția cu puzuri. Aștept, dar văzut ce a spus domnul primar Dumnezeu, că ideea de a merge pe sursa proprie aia cu puzuri este una care poate se dovedește a fi nediarie, adică ei nu-și permit să dea apă oamenilor decât 2-3 ore pe zi, în perioadele vulnerabile, pe când noi, dacă vom avea șansa, nu spun că mâine, poimine, să aveți vreoasă cum ar fi, să avem conectare de la bazin, de la Rusul, atunci sursa noastră este una viabilă care va avea fiabilitate în timp. Când asta este problema, pentru că este ușor să spun că faci. Dar eu dacă concep un proiect și mă duc pe un proiect care am o sursă slabă de apă, atunci eu pot să primesc tributare pentru că trebuie spredit, în condiții în care sursa de apă pe care am găsit-o nu este tocmai viabilă și îmi asigură un consum normal de apă pentru o perioadă de minim 5 ani de zile. Deci eu descoper și cum noi suntem pe un filon salin, problema este că surse de apă pe care noi le avem, atunci când vrem să ducem la cel mai mare, ne creează probleme pentru că filonul salin ne face să nu găsim apa potabilă de care avem nevoie. Și în condițiile astea, sursa, cea care vine din bazin, din Valea Uzului, ar fi cea mai viabilă pentru noi și care ne asigura siguranța unui asemenea proiect. Da? Asta nu depinde neapărat de mai mult. Deci acum este scos a treia oară la licitație proiectul pentru Comuna Bărsănești prin programul POI și sperăm să avem șansa ca cineva să dea și să vedem apa de care are nevoie. Pentru că toată comuna este în urmă. Cel puțin în ultima lună am avut foarte multe conflicte cu oamenii care au rămas fără apă și care ne-au solicitat sprijinul și intervenția în diverse locații. Dar trebuie să înțeleagă pentru că nu este vina noastră atunci când au făcut un puț în regie proprie, iar dintr-un puț în care inițial, pe care inițial au făcut 20-30 de oameni, se alimentau acum în ultima perioadă 50-60 sau mai mult. Este normal ca o prezentă diminuată. Ce permisiunea ca să oprim filmarea cu domnul Florin? Este ziua lui din naștere și la ora 6 ar luați fiți acasă. Dar mai sunt persoane. Păi nu, stai așa o secundă. Mai sunt două. Și-a da, trecută doamna într-un filmare, na, s-a oprinut de ședință, da. Și aici. Acum, asta e barul. Păi, n-am cerut. Hai să permitem da. Și celor domnul Zaidan, așa. Aia îi dăm drumul, domnul Zaidan. Dar poți face bunul domnul primar, domnul Vici? Deci chiar prin primul ședință, să veniți în centru. În centru am fost chiar astăzi, să te nimeni o vreoare chiar prin mașină. Acolo nu trebuie să spunem oprire, acolo trebuie să facem pe ce pune ceva asta. Ei partă, toți patinează, unii nu s-au făcut și chiar e dezastru acolo. Și până la cele două. Până la... Și la podul mare acolo, nu știu, bordul. Domnul Vedeam, de la mare până la biserică. Da, de la mare până sus e jare acolo. Mașini multe. Și acolo, de la mare până la biserică, mai spuneți de nivelă. De nivelă. De nivelă. Ei și în pantă, oamenii acolo opresc. Poate mi-a adus. Scapă, nu-i scapă. Scapă, domnul Pietru. Da, domnul Pietru. Deci să treceți prin sat și unii este necesar, și te veni spusă. Da, da. Adică aceeași problemă. Da. Am înțeles. Și cum așa? Mai am un pic ceva de spus. La Brătești am fost duminică, stația de autobuz e praf la Sărbăruța acolo în față. E ruptă stația. Deja trebuie făcut ceva cu ea, că oamenii erau, unul lua pe țapul și aruncat pe un pârâu, erau, așa, stați, așa. După aia, așa, cu stadionul, cu MRC. Deci dacă nu faci stadionul până în decembrie, are termen până în decembrie. Deci dacă nu fiu să apuc din stadionul, că o să vină toamna și o să menționez că e ploios, că nu mai poate să mai intre, au avut timp un an de zâmbi. Deci tot mă pun contra. Stadionul la Buzunești, care la Jarabă. Vine, aduce utilajul, o zi, râmbă ceva pe acolo și o pleca. La 22 euro și lua. Caută nu, e pentru pești. Dar nu e așa. Ori te apuci să-l faci, ori nu mai faci. Dacă nu mai este, nu mai ia lucrări de la noi. Sunt gata. Eu am avut atâtea lucrări. Sunt gata asta, vin cu noi. Nu, de ce așa, gata din nou. După aceea, oricum. Nu, pentru că am avut și nu știu. Nu știu, am fi știi. Cum te-au întrebat? Am fost, când am fost la Caracol, când am venit la Caracol. E, a fost un act că s-a întâmplat acolo, iată o chestie care nu-i frumos. O vine de așa la transport apucat de strada aia și de așa s-au dus două basculi de balastru, un curte la, cum îi zice, cam Dragoș. La Dragoș. Lumea e, omule, oricare om, îi suspect când vede chestia asta, când te apuci de lucrare și vede că se duce imediat două basculi de scarpe acolo, imediat, dar ce faceți voi? Și atunci începe să faceți curt, după aia am stat, nu, chiar am stat două primar, vei dușurile de două situații, acolo deja erau pe patru
telefoane care... Eu am fost la fața Rostrans. Exact, după aia m-a sunat și m-a spus că e prieten cu domnul de la... Rostrans. De la Rostrans, cu domnul Filoreș. Da, prieten, prieten, dar știi cum e? Lumea nu știe că ești prieten și când te apuci o lucrare pe strada respectivă... Vedeți că... Care vă consigui că ai luat ăla? Vreau să zic că a apărat la de altul. Păi nu, că nu e... N-a fost drumul terminat și n-a fost lucrări făcute. Corect, dar problema era că corect, nu am mai... Are suspiciuni când vede chestia asta. Suspiciuni era și prima dorină. Dar omul s-a sesizat, a fost sesizat. Eu am să fie poate de două de ce de compu făcut un pact și n-am nicio treabă. Asta e. Eu am discutat... Eu am discutat... Eu am văzut dacă vă dea lui și mi-a spus, bă, cel mai bine îți poți să-ți fac un aviz sau o factură că ți-ai vândut două bascuri de astea și asta este, ce să-i fac? Omul așa este, când apuci o lucrare și îți vine firma respectivă și îți duci balastul acolo, e normal că... Da, m-a sunat, m-a sunat, da, și cu problema cu ăsta, cu Târnacopo, că l-am filmat, eu pentru bine, păi ceva nu și nu-ți trimiți ăla, ori să dăm Târnacopo. Nu, acum eu vreau să spun o chestie. Eu sunam la 112, chiar am văzut, băi, sunam la 112 și vine așa de tu, domnule, este unul care știu cu domeniul curs, sau cu casa ta sau altă. Și dacă îi punea acela, nu știu dacă era, e cam 30 dimineața pe la munță, dimineața. Ei, îți spun eu, nu există. Asta era bătaie joc acolo, ori trimis 3-4 oameni să-mi fac o gaură și îmi pun cimea sau strap, îi pun, e bătaie joc aia. Doar atât. Declar și din tanchisă, vă urez.